În cadrul evenimentului a avut loc lansarea complexului energetic turcen în competiția demonstrativă europeană din cadrul programului de captare și stocare a dioxidului de carbon. Astfel, România va fi singura țară est-europeană, membră UE, care va depune un astfel de proiect în această competiție. Aș vrea să vă spun că unitatea noastră, în ultima perioadă, și-a axat întreaga activitate pentru a realiza investițiile de mediu necesare a fi puse în funcțiune începând cu anul 2013. Drept dovadă, și în anul 2010 am alocat un buget de peste 800 de milioane de lei transformat în bani de 1.000 de miliarde și aș vrea să vă spun că am realizat 730 de milioane, adică un procentaj de 83%. Complexul energetic Turceni va depune în cadrul Uniunii Europene spre aprobare proiectul de captare și stocare a emisiilor de gaze cu efect de seră, CEDICA CCS, în data de 8 mai. Implementarea tehnologiilor de stopare a emisiilor de carbon reprezintă soluțiile unei viitoare dezvoltări energetice durabile în România. Mă bucur să văd acum la Turceni, să zic, multă lume care are implicare în acest proiect și care dorește să dezvolte proiectul acesta, să fie un proiect fezabil, un proiect operațional, un proiect pe care lumea o să zică s-a făcut o treabă bună și peste 10 ani să putem să facem raportările așa cum prevăd directivele Uniunii Europene. Tehnologia de captare și stocare a carbonului a devenit o prioritate pentru România, oferind astfel și răspunsul la cerințele Uniunii Europene de mediu. Complexul energetic Turceni are în momentul de față noi tehnologii care sunt în concordanță cu cerințele UE.